perioada adolescenței este absolut firesc și normal să existe tensiuni și conflicte în relația dintre părinți și copii. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în structura cerebrală a adolescenților se produc schimbări majore de dezvoltare, trec printr-o furtună neurologică, neurocognitivă, emoțională și de personalitate. O altă nevoie a lor care duce la aceste tensiuni este și nevoia adolescenților de independență, tot mai crescută, de a se autonomiza, de a decide pentru ei, și de aceea tind să conteste autoritatea noastră a părinților și să intre în dezbateri și provocări și lupte de a prelua control și decizii. Ce este sănătos ca soluție în aceste situații, ca să nu ne blocăm și să rămânem în conflict, este de evitat controlul excesiv și impunerea forțată a autorității și poate fi benefică o stimulare a decentrării cognitive, perceptive a adolescentului. Cum putem să facem lucrul ăsta? Să practicăm noi asta, adică noi ca părinți să ne punem în locul copilului, să facem o inversiune de rol și să împărtășim modul în care noi vedem și simțim perspectiva lui. Simt că îți dorești să mergi la o petrecere, simt și înțeleg că consideri că ai capacitatea de a decide, așa încât adolescentul să simtă înțeles și să simtă că părintele poate să vadă prin ochii lui. Și în felul acesta stimulăm și adolescentul să facă același lucru, să poată să se pună în locul nostru al părintelui și să vadă situațiile de viață din perspectiva noastră. Această modalitate de stimulare a inversiunii de rol duce la dezvoltare cognitivă, relațională, dar foarte important și la o dezvoltare emoțională a empatiei și compasiunii și ne scoate din blocaje. Mai multe idei găsiți în această carte foarte practică și utilă, Viața emoțională a adolescenților, pe care vă recomand cu foarte mult drag.